și cu comunitatea armănească de aici din Călăraș, al cărui președinte s-a aflat aici de noi, domnul Nicolae Zardova. Înainte de a intra cuvântul domnului președinte Nicolae Zardova, permiteți-mi să dau cuvântul artizanului acestei expoziții, comisarul acestei expoziții, domnul Parnic Valentin, proaspăt doctor în istorie și arheologie, care vă va spune câteva cuvinte despre ceea ce am vrut să facem astăzi. Mulțumesc, domnul Neagu, de nu vorbesc foarte des, așa că dacă se întâmplă să am de la pașe, vă rog să mă iertați. Aș putea să încerc să vorbesc un pic despre istoria armânilor, despre tradițiile lor, despre ocupații, dar cred că mortalistul noastră poate să facă de 10-15 ori mai bine ca mine. Așa că o să renunț, vreau să scot în evidență doar faptul că expoziția care mi l-a dat pentru organizarea acestei expoziții este o expoziție pe care noi încercăm să o organizăm de 2 ani. În sfârșit, ea este realizată. Vreau să mă scuzați, dar vreau să invit lângă mine pe Alina Paul, Ciprian Cuseri, asta este o parte din obiectiva care a lucrat cu dăruire, dar să zic așa, la realizarea expoziției pe care o avem astăzi pentru vernisaje. Eu am de tot și mă mulțumesc pentru prezența încă o dată. Vernisajul expoziției fie de istorie românească, Nătăm Pieleșul, care este un oficial, cea de-a doua ediție a Zilei Armânilor din Călăraș. Mulțumim conducerii muzeului, Dunărea Cășos, domnul director Neavul, colaboratorilor săi, pentru frumoasă acțiune. Dorim să spunem că sunt segmente din istoria armânilor. Istoria armânilor, noi cei care suntem armâni și foarte bine, este vastă și destul de îngrămugată. Muzeul Dunării de Jos Călăraș a prelejit, deci, acest moment și mulțumim pentru că este prima instituție călărășeană care pune în actualitate problema istoriei Dunării. Este un lucru care ne bucură și încă o dată mulțumim conducerii muzeului. Am dorit ca asemenea acțiuni să fie în atenție pentru că etnia armână din Călăraș reprezintă o forță. Este o etnie care conviețuiește în acest oraș de peste 70 de ani și noi, armânii, care la ora actuală sunt de peste 200 de familii și 700 de membri, am participat efectiv la consolidarea acestui oraș. Contribuția noastră putem spune că a fost majoră, ne mândrim cu acest lucru și cred că am făcut cinste municipiului Călăraș. Doresc să spun că cu acest prilej că orașul Călăraș îl considerăm ca fiind un oraș istoric pentru români. Și am dorit ca acest lucru să se rețină, profităm că de ultima este aici, a fost pentru noi, dar am dorit să fie mult mai alături și să ne scrie frumoase reacțiuni. Dar dorim să intitulăm orașul Călăraș ca un oraș istoric, nici pentru faptul că colonizarea Cadenateului în perioada 1926-1932 s-a făcut prin Călăraș. Gara fluvială din Călăraș a oferit albânilor găzduirea o perioadă nu atât de delugată, dar când să se asigure transportul pe potețe, cu șalupe, cu ce era în acea perioadă, 1632. În 1942, când s-a cedat Cadenateul, miile de armâni care au venit în Macedonia au trecut în Dobrogea de Nord și au fost poposiți aici, începând de la Ortenița până la Fetești, timp de câteva luni de zile. Bătrânii noștri îți reamintesc lucrul acesta. Fiecare știe că a poposit la Roset, la Lichise, la Călăraș, la Modelul sau, mă rog, zonele de pe malul stâng al Dunării și păstrează o frumoasă amintire. Frumoasa amintire păstrează și locuitorii județului Călăraș,
eu am avut posibilitatea să peregrinez și am stat de vorbă cu foarte mulți. Dorim să fim întâlni în continuare municipiul Călăraș și fiecare acolo unde suntem, armânii care sunt. Regretabil este faptul că generațiile vechi care reprezentau unitatea gurească nu mai sunt. Am pierdut tezaurul. Am pierdut istorie. Noi, într-adevăr, este puțin târziu, dar niciodată nu târziu. Facem efortul și cred că cei care sunt aici, în Călărașul viitor, armând, ne vom mobiliza și vom încerca să readucem istoria armânească. Să o continuăm și să o transmitem generații următoare. Încă o dată mulțumim conducerii muzeului pentru frumoasă inițiat-o. Mulțumim domnului primar prezent aici, la onorat, precum și cu alte ocazii, și dorim să fim la nivelul așteptărilor, dar în același timp să fim și în atenție, să nu ne autoinvităm, pentru că cu regret o spun, domnul primar, ne-am autoinvitat la organele județene, dar n-am fost invitați și, într-adevăr, într-o poziție mai diferită decât cea în care ne-a fost prezent. Vă mulțumesc! Al istoric o intensență a românismului. Din acest punct de vedere, ne rugăm pe domnul primar, Nicolae Dragu, care toți au fost alături de noi, de altfel de tot oamenii disparate aici, în Iași, pentru a rosti câteva cuvinte cu acest lucru. Veți, onorată asistență, astăzi, într-adevăr, este o zi deosebită în viața comunității dumneavoastră și a comunității noastre implicit, că toți faceți parte din cetățenii noștri, cetățeni de onoare, toți care ne onorează prin activități pe care le desfășurați în cultură, în învățământ, în comerț, într-adevăr ne faceți cinste și onoare. Tot ce faceți, faceți cu dăruire. Sigur, nu prea am făcut noi comunitatea pentru noastră prea mult, dar vă asigur, anul viitor vreau chiar acest colțișor să mutăm probabil noul Muzeu de Istorie Ioan Vlad, care îl vom inaugura probabil anul viitor în vară. Și eu zic că meritați pentru cei care s-au jertfit de-a lungul anilor, că a dedicat foarte multe monumente și a văzut toți eroii noștri, mă refer la deportați, la istorici, la oameni mari, oameni de cultură, ai comunității călărășene, chiar și ai culturii călărășene, la Călăraș și istoria se citește pe stradă. Vreau să invitați oaspeții noștri în vada alea regilor și voievoților, la fel, un lucru dedicat deportaților, la fel, eroilor din primul război mondial. Deci, am dedicat în ultimii ani de aproape 20 de monumente și meritați și dumneavoastră pentru eroi ca români, să ridicăm un monument și chiar astăzi să ne gândim, domnule președinte, să facem chiar o colectă astăzi, să începem, să punem prima piatră cu toții astăzi. Eu voi dona 2 milioane astăzi și vă rog pe toți să dați cât puteți fiecare, cum vă nu știți cum, să începem construirea un monument frumos în onoarea celor care s-au jertfit. S-au jertfit mulți, au murit la acest chin, care mutarea asta, care a fost ușoară viața oamenilor, să ții tot ce poți în mâini și să pleci, să părăsești o avere care o muncă de zeci de ani, de vieți, de sute de ani chiar. Eu vă felicit și vă felicit și pe domnul director și pe toți care ați venit și de-ați onorat astăzi. Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor. Mulțumim foarte mult. Am vrea să proiectăm acum un film realizat de Doina Hagi împreună cu colegul meu, Valentin Parlin. Nu, la Viseici. Trezorierul, unde este trezorierul? Nu vorbim vorbe, să știți. Acum, imediat, primarul dă, donează. Unde, cine e trezorierul? 2 milioane pentru... 3-2 le dau pentru monumentul eroilor a României. Vă rog pe toți, haideți domnul Vasile, domnul Zic, oameni de afaceri, în primul rând, vă rog, vă invit aici, că nu, e moment, ocup eu, să știți, că eu când îmi se pun domnul președinte,
Asta aude profesorul Gheorghe la Chivadă. Profesorul Șaie Gheorghe. Și mai ales istoria armenilor. Ei au adus aici în Văraș multe din lucruri și multe civilizația balcanică. O să rămâne cu împletirea multor elemente vechi și tracice, dacice, chiar grecești, turcești. Poate lucrul acesta da originalitate culturii și civilizației a României. Eu am și sugerat, așa, idei pot fi date multe. Aș vrea să văd la Cădăraș și formații artistice armânești. Aș vrea să văd o revistă la Cădăraș și pentru că se poate. Acele fonduri care se strâng pot fi folosite și pentru așa ceva. Știu că aveți clasă pentru copii, deci care învață și păstrează limba. Acum nu mai e românii, dar se poate minorități în general. Și dar și românii pierd foarte mult din tradiții, din obiceiurile lor. Cultura aceasta populară deja s-a transformat în multe chiciuri, deci cum spunem. Și mare lucru a păstra originalitatea specific în avalanșa aceasta de modernism și de nou și de e foarte greu să mai păstreze tradițiile. Cu atât mai mult meritați de fericită. Vă doresc multă sănătate, să vă doresc de fericită. Și cu siguranță că și istoria noastră și cultura și civilizația noastră este mult mai întreagă alături de civilizația, cultura și istoria noastră. Îl așteptăm pe colegul nostru să vină cu filmul. Deci, domnul director, aici... Desigur! Și, într-adevăr, este o mare surpriză pentru comunitatea noastră că astăzi, la Cădăraș, în ziua în care avem adunarea generală, să găsim un astfel de eveniment. O surpriză plăcută, bineînțeles, și mă bucur foarte mult pentru că observ autoritățile locale din Călăraș, municipalitatea, este alături de comunitatea din Călăraș, sprijină inițiativele acestora și am dorit mult ca acest exemplu dat de autoritățile din Călăraș să le găsească și în celelalte comunități de români din țară. Mă refer în special la Constanța, Tulcea, la București și la Ialomița. Și la Timișoara, că și acolo avem o comunitate destul de puternică de peste 400-500 de familii. Este emoționant să vezi în acest cadru, într-o sală plăcută, intimă, lucruri care le-am văzut cândva în familie, când eram de 4, 5, 6, 7 ani. Te răscolește, într-adevăr. Am dorit mult ca aceste valori inestimabile pentru comunitatea noastră să nu fie ascunse, așa cum stau la Constanța, ascunse în cadrul județului, în cadrul muzeului de arheologie, în cadrul muzeului de artă și etnografie și artă, da, artă populară. Pentru că vă rog să aș dori mult să vă informez și să subliniez că ceea ce aveți dumneavoastră aici reprezintă o infimă parte față de valorile care se regăsesc la Muzeul de Artă Populară din Constanța, care din când în când le expun. Este firesc și normal ca în cadrul fiecărui muzeu județean să se regăsească, să există un colț, o sală, în care să fie reprezentate. Comunitatea noastră din Constanța, spre exemplu, a avut inițiativa și a spus, domnilor, dacă nu aveți loc să le reprezentați, comunitatea este dispusă să pună la dispoziție un spațiu, tot al muzeului, unde ele să fie vizitate frecvent, fie de membrii comunității sau de cei interesați de aceste valori ale armânilor. Aș dori să subliniez, pentru că avem aici de față și profesori de istorie și autorități, mă bucur foarte mult că există această inițiativă de deschidere față de comunitatea noastră, dar această deschidere să regăsească nu numai la Călăraș, în toată țara și să fie sprijinită ca o identitate armână. Și nici de cum ca o identitate românească. Dacă e să vorbim de o identitate comună român și armân,
putem vorbi de romanitatea răsăriteană. Acea romanitate răsăriteană care, desigur, este un numitor comun și pentru românism și pentru armenism. Pentru că a promova numai s-a folosit aici o expresie chintesență românească. E adevărat, ne face plăcere, este o onoare. Dar chintesența românească, cum să vă spun eu, a utiliza-o pentru român înseamnă a le anula identitatea. O chintesență aceasta trebuie, în primul rând, utilizată pentru a-i atrage pe toți românii din Balcan sub aceeași umbrelă. E adevărat că suntem romani, suntem latini, avem aceeași origine comună, dar în cadrul aceeași identități care o avem, care este romanitatea, noi români avem identitatea noastră și trebuie promovată și în România. Nu am venit în România ca să fim asimilați. Am venit în România ca să rămânem ceea ce suntem români. Ne doare sufletul când astăzi, și chiar astăzi aici la dumneavoastră când am intrat, l-am văzut pe acest tânăr, Uzeli, foarte frumos îmbrăcat, și am fost curios să văd superbe această fustanelă. Este țâlhii. Nu? Să încerc să schimb câteva cuvinte în română. Nu știe nimic. Sau poate știe ceva din auzite. Nu este o caracteristică a Călărașului. Este o caracteristică a întregii comunități armâne din România. E, aici trebuie autoritățile românești să intervină și să ne ajute limba să fie introdusă în școală, în biserică, în mare. Avem nevoie ca limba noastră să fie studiată în școală de 2-3 ori pe săptămână, nu la concurență o dată pe săptămână cu limba franceză și engleză și opțional la Constanța, și nici de cum nu acceptăm ca în casa fraților noștri români alții să aibă privilegii și noi să fim cenușăreasa casei. Vrem să fim puși pe scaunul care îl merităm, în sensul de a ne ajuta, de a ne conserva limba, pentru că, în ultimă instanță, că dacă nu mai vorbim și nu mai ținem această limbă cu totul deosebită, care are ca legitimitate și istorie peste 2000 de ani, degeaba mai vorbim despre români și degeaba mai vorbim de aceste valori, dacă acel tânăr care l-am văzut, acest tânăr care l-am văzut în fustanelă nu mai vorbește armânește. Este un exemplu pentru toate familiile. Este un proces de asimilare. Iar dacă guvernul României nu ia măsuri, asta înseamnă că duce politică de asimilare fățișe. Ori noi nu vrem să fim asimilați. Vrem să rămânem ceea ce Dumnezeu ne amintă. Acum, alături de frații noștri români unde am venit, să fim protejați, să fim discriminați pozitiv, ca să rămânem armâni. Încă o dată felicitări pentru organizare și pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea noastră din Călăraș. Apreciez foarte mult gestul acesta și rog foarte frumos prin relațiile care aveți, mai ales cei din domeniul acesta al culturii, pentru că vă cunoașteți. Și cu cei din Constanța și cu cei din București, astfel de evenimente să fie deschise și în celelalte județe din România, unde comunitățile noastre reprezintă și au o pondere importantă. Vă mulțumesc! Scrisă de un istoric român, profesor universitar, decanul Facultății de Istorie de la Universitatea din Galați, se numește România Uitată, profesorul Cătălin Nedelcu, care vorbește despre prezența a românilor și contextul istoric al sosirea românilor în Dobrogea. Rezistența în cadrilater în fața comitagilor și rezistența a românilor în Dobrogea de Nord în fața comunismului. Iată meritele acestei comunități care n-au știut decât să moară pentru un crest și numai în picioare. Sfântărință, blestemare și-ai păcat pe care limba lui și-a las. Blestemare și-ai păcat pe care limba lui și-a las. Așa să vin valoare,
El a patra părântească, cu căine să-și gărățească, zic cu mică rol surmat și ne-atornească. Dulcea mea somnului.